Bună ziua tuturor, bine ați venit pe canalul meu Luminița Tarot, bine ați revenit la o nouă etalare, voi face oroscopul zilei de 11 februarie pentru semnele de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Înainte de toate vreau să vă sfătuiesc să luați ca o etalare generală și să luați doar mesajele care vi se potrivesc. Haideți să vedem Zodia Taur. Zodia Taur văd aici o relație. Un cuplu va avea un rol important, dumneavoastră și persoana iubită, o apropiere între dumneavoastră și persoana iubită, o reîmpăcare, un angajament, o atenție în ce privește relația dumneavoastră. Eremitul aici îmi spune că poate va trebui să faceți lumină pe un adevăr, poate veți intra în contact cu Zodia Fecioară. Zodia Taur, aici vi se cere să luați o decizie înțeleaptă în ce privește relația dumneavoastră, în ce privește lucrurile tradiționale, valorile. Poate doriți să vă căsătoriți unul dintre voi peste 9 luni. Aici totuși văd că aveți nevoie să meditați în ce privește o relație. Să meditați, să descoperiți un adevăr, cred că vă veți interioriza în interiorul dumneavoastră, poate vă simțiți singuri, vă veți retrage din societate pentru a face lumină și văd că e nevoie să studiați, să studiați în ce privește o căsătorie sau o instituție. Haideți să vedem. Văd că în ce privește un cuplu, o femeie în semn de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, care e căsătorită, are și copii, poate este rival acestui cuplu, poate este geloasă în ce privește partenerul său sau acest cuplu și văd că aici cineva se va interioriza sau se va îndepărta sau văd că e nevoie de prudență într-o relație. Și cineva are nevoie să-și descopere propria sa persoană sau să-și descopere sentimentele, să-și descopere o decizie, ceea ce dorește să facă pe parcurs. Și văd că sunteți într-o tranziție în ce privește această relație. Acest cuplu este în tranziție. Ați trecut printr-o perioadă nu tocmai ușoară și văd că aveți o întârziere. Există aici o întârziere ca să revină echilibrul în viața noastră în ce privește un cuplu. Și există foarte multă speranță, dar sunteți în ansie în același timp în ce privește acele momente prin care ați trecut în ce privește această relație. Dar văd că există speranță și vă îndreptați către ape mai calme, către lumină. Și în ce privește această uniune sau în ce privesc anumite tradiții, valori, văd că e un dezechilibru, un pericol sau o greșeală, o eroare. Da? Sau cineva încearcă să fugă de anumite responsabilități. Cineva poate se autosabotează, poate nu mai are încredere și aveți nevoie de un sfat din partea unui preot sau din partea, nu știu, unei persoane mai în vârstă. Poate unii veți merge la biserică și văd aici un ghinion, poate într-o alegere, o eroare, o greșeală, într-o alegere, să spunem așa. Poate unii doriți să mergeți la un preot să cereți un sfat sau la biserică sau în ce privește o uniune, o căsătorie. Aici se cere foarte multă înțelepciune în ce privește valorile, dar văd totuși că cineva fuge de aceste lucruri sau se autosabotează. Da, e nevoie să faceți un echilibru, să ascultați mai mult părerea celor din jur pentru a ajunge la un compromis, pentru a ajunge la o vie de mijloc. Trebuie să ascultați, să luați la inimă și opinia și părerea celorlalte persoane cu care veți intra în contact pentru a duce lumină în viața noastră, pentru a duce clarificare, pentru a face pace, pentru a fi pace și pentru a culege recolta, pentru a culege roadele acestei relații sau acestei colaborări, poate e vorba de o colaborare la locul de muncă. Văd că e vorba de recolta aici, de a culege fructele, de a culege sacrificiile și tot ce la ce ați muncit până în prezent. Oamenii mei dragi, vă îmbrățișez și vă doresc numai bine, sănătate, ne vedem data viitoare, vă sfătuiesc să vă înscrieți pe canalul meu
și veți primi notificări pe parcurs cu ceea ce voi distribui. V-am pupat, la revedere, sănătate! Zodia Fecioară. Zodia Fecioară, văd că în această zi o relație va avea un rol important sau anumite alegeri în ce privește o relație, o relație de cuplu, de iubire, și văd că sunt emoții în ce privește această relație și va trebui să faceți anumite alegeri. Sau în ce privește un tânăr născut într-o zi de 6, veți intra în contact cu acest tânăr sau cu copiii dumneavoastră. Preoteasa aici îmi spune că poate sunt secrete în ce privește această relație sau există fidelitate, există o femeie care vă poate ajuta în ce privește o alegere, o femeie care e de cultură, e intuitivă, o femeie care poate citește în tarot, poate este înțeleaptă. Vi se cere răbdare, da? Vi se cere răbdare în această relație, în această căsătorie. Și înțelepciunea are un rol important. Văd un bărbat care are o firmă sau lucrează într-o instituție, un profesionist, un bărbat detașat, rațional, un expert și un bărbat care vă poate da sfatul necesar, vă poate ajuta în ce privește o alegere. Dacă aveți nevoie de un sfat, cereți sfatul acestui bărbat că vă va ajuta. În ce privește această relație, 6 de cupe, o persoană din trecut se întoarce în viața dumneavoastră și în ce privește o relație veți avea beneficii și vor fi sentimente de iubire în această relație. Veți primi avantaje, o căsătorie, o uniune, unde sunt bani, unde există stabilitate, unde există iubire, are un rol important și văd că această femeie înțeleaptă, veți avea parte de un nou început cu această femeie, o sumă de bani, o oportunitate în familia dumneavoastră, în casa dumneavoastră, și vi se cere răbdare, să vă ascultați intuiția. Aici văd că cu acest bărbat văd că sunt anumite lupte și trebuie să luptați. În ce privește o instituție sau o firmă sau un bărbat, un profesionist, veți avea lupte cu acest bărbat și va trebui să depuneți forță. Sunt secrete la mijloc. Haideți să vedem. Este un bărbat detașat, un bărbat rece. Energie. Și cifra 9 poate are un rol important. Veți avea foarte multă energie în această zi. Văd că veți fi... Cifra 3 poate are un rol important și veți fi în 3 locuri, vă veți ocupa de 3 lucruri și vă foarte multă pasiune, foarte multă energie, foarte mult mental și raționalitate, dar și în ce privește stabilitatea noastră, în ce privește mentalul și în ce privește iubirea. Veți avea parte de energie în această zi, Zodia Fecioară. Oamenii mei dragi, vă îmbrățișez și vă doresc numai bine, sănătate, la revedere. Dacă nu v-ați inscris la canal, apăsați acel clopoțel și veți primi notificări pe parcurs. Doamne ajută, numai bine, la revedere, sănătate. Zodia Capricorn. Văd o femeie în zodie de pământ, ar Fecioară Capricorn, veți fi dumneavoastră această femeie practică, gentilă și în stare să vă ocupați și de casă și de familie. Optul de spade, văd că poate veți fi mai insigur, o confuzie și trebuie să faceți o alegere. Nu știu, vi s-a întâmplat ceva aici sau din partea unei femei, dacă sunteți bărbați sau dacă sunteți femei dumneavoastră, sunteți blocate din cauza anumitor lucruri, se repetă mintea dumneavoastră și vă simțiți paralizați, victimizați și nu puteți să ieșiți din acest blocaj, dar văd că divinitatea va interveni și va avea loc o transformare în viața noastră și veți înțelege, veți avea parte de revelații, veți înțelege lucrurile cum stau, veți vedea realitatea și va fi o schimbare care vă va duce la eliberare. Haideți să vedem. În ce privește un bărbat, văd că un bărbat vă va aduce un beneficiu, un bărbat în zodie de apă, ras, scorpion sau pești, un bărbat onest, un bărbat cu sentimente și cu intenții sincere, vă va aduce un ajutor, vă va aduce un beneficiu. Și în ce privește această victimizare, din cauza unei femei în zodie de foc, berbecilor, săgetător, o femeie tristă, o femeie vulnerabilă, de acolo este acel blocaj între dumneavoastră și această femeie sau tânără. Aici văd o transformare
în ce privește o mașină sau în ce privește anumite drumuri. Poate se vor bloca sau se vor anula sau în ce privește relația dumneavoastră, dar văd că puteți avea încredere în iubire și va fi pozitivitate. Poate veți avea anumite revelații și vă veți elibera din acel blocaj. Haideți să vedem zodia Capricorn. Văd aici cineva trist și vulnerabil în ce privește o casă, o familie sau anumite proiecte. Dar ceva, văd că vă veți elibera de acele proiecte, că a adus suferințe și văd că veți avea mai multă încredere în iubire. Și văd că veți face drumuri. Aici mi se spune că e nevoie, dacă veți avea parte de o discuție mai aprinsă, să păstrați tăcerea. E nevoie să păstrați tăcerea aici, pentru că văd foarte multe emoții și poate ceva vă va duce la alegerea de a vă păstra tăcerea, de a nu spune un lucru, de a nu spune un adevăr, de a nu comunica. Văd că ceva vă va duce la tăcere, să spunem așa, și se va termina un ciclu aici pentru noi începuturi. Aici îmi spune că în viitor apropiat vor fi și schimbări cu oportunități favorevole în ce vă privește. Oamenii mei dragi, vă îmbrățișez și vă doresc numai bine, vă aștept data viitoare. Dacă nu v-ați inscris la canal, apăsați clopoțelul și veți primi notificări pe parcurs cu ceea ce vă distribui. Doamne ajută tuturor, numai bine, sănătate, la revedere!